Elevii și preșcolarii din Lereș vor învăța într-o școală construită la standarde europene. Complexul școlar a fost binecuvântat de însuși episcopul Argeșului și Mușcelului, înalt preasfințitul Calinic. Mulțumim lui Dumnezeu că s-a făcut această lucrare superbă, cu adevărat. Am fost surprins, am fost și ieri aici, am văzut pendelete pe tot spațiul, așezat la poalele binefăcătoare ale pădurilor noastre frumoase și binecuvântate de Dumnezeu. Totdeauna suntem în pas cu modern. Trebuie să vin cu modernismul, cu Europa, cu ajutorul nostru. Mulțumim mult de tot! La eveniment a fost prezent și ministrul educației, Daniel Funeriu. Cred că este un început. Cred că este începutul unui drum pentru toți acești copii. Cred că este începutul unui drum pentru o comunitate. Complexul școlar a fost construit cu fonduri europene.